Apostolul Pavel a iubit biserica și credincioșii din Corint și a dorit foarte mult ca ei să cunoască și să experimenteze bogățiile vieții cu și din Dumnezeu. Dar în strădania sa de a le încălzi inimile pentru Dumnezeu, se pare că apostolul reușea să provoace și animozitatea celor ce urau pe Dumnezeu și se împotriveau cuvântului său. Lucrul acesta este valabil și se observă și astăzi. Dacă stai în picioare pentru Dumnezeu, ori vorbești în numele adevărului și ții sus cuvântul vieții, este posibil să fii nevoit să plătești scump pentru asta. După ce ne-a adus la cunoștință împotrivirile și obstacolele pe care le-a avut de înfruntat în activitatea sa până la acel moment, iar apoi instrumente și caracteristici ale slujirii creștine pline de abnegație, Pavel punctează în versetele de la 8 la 10 din 2 Corinteni 6 o serie de paradoxuri care marchează, volens nolens, omul și lucrarea lui Dumnezeu, din care putem și trebuie să învățăm cum să ne comportăm în timpul exercitării mandatului onorant de trimis în puternicitatea lui Dumnezeu, astfel încât să putem fi liniștiți că în orice împrejurare arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, cum afirmă apostolul în versetul 4 din 2 Corinteni 6. În continuare, parcurgând același scurt capitol 6, aflăm cum să ne raportăm la cei ce nu-L cunosc ori nu-L iubesc pe Domnul. Pavel cere credincioșilor din Corint și nouă tuturor să nu se înjuge la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, folosind analogia cu animalele de povară și de tracțiune folosite în muncile agricole ale vremii. Ideea este, nu te asocia cu, nu te lipi de un necredincios, nu te alia cu el. Așa ne învață apostolul Pavel. Fie în legături de căsătorie, de afaceri, în călătorii de lungă durată, în parteneriate de orice fel. Trasați o linie de demarcație netă, clară, față de orice păcate ale cărnii. Trăiți altfel decât lumea, ca și cum ați fi despărțiți de ea. Mulți credincioși se consideră deja separați de lume. Poate că se rețin să facă unele lucruri și nu fac altele, dar să știți că Duhul Lumii se strecoară chiar și în cele mai bune persoane sau biserici. E ușor să spui că-L iubești pe Iisus Hristos și să crezi că ești pus deoparte pentru El, dar totuși în realitate să nu prea fii separat de lume și nici exclusiv pus deoparte pentru Iisus. Mai pe scurt, nu fii creștin dacă n-ai de gând să fii serios cu acest statut. Nu spune că Iisus îți este de ajuns dacă te tot uiți în stânga și în dreapta după altceva ce te poate împlini. Dacă trăiești o viață pentru Dumnezeu, socotește-L pe El a fi cea mai mare satisfacție și bucurie a ta. Și în felul acesta vei fi acea fiică și acel fiu care își bucură și onorează Tatăl Ceresc. Tot ce vrea El este să dai deoparte oferta Lui, să trăiești o viață de credință autentică, să te cureți și să te separi de cei ce nu-L plac pe Dumnezeu și nu-I fac Lui pe plac. Atunci Dumnezeu va avea cu tine acea relație caldă, afectuoasă, autentică, strânsă, pe care o are în mod normal Tatăl prin excelență, cu oricare dintre fiii Săi. Care e cea mai bună cale să demonstrezi cum a lucrat și lucrează Harul lui Dumnezeu în inima ta? Aflăm în ediția viitoare a acestei rubrici.